Praši și surori, cred că nu este greșit dacă mai spunem încă o dată ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui din Golgota și binecuvântat să fie prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru în această dimineață. Amin. Suntem la casa Domnului și suntem la o sărbătoare sfântă, de fapt la o sărbătoare care este poruncită oarecum de Domnul Iisus Hristos. Am citit în adins acest text, pentru că în acest text îl găsim, în care spune Domnul Iisus Hristos să faceți acestea lucruri spre pomenirea mea, spre a vă aduce aminte de ceea ce eu am făcut pentru voi, de ceea ce eu am suferit pentru voi. Dar aș vrea în câteva momente, n-aș vrea să țin o predică, pentru că aș vrea doar să enumăr câteva lucruri de care trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată când suntem la împărtășanie. Și nu numai când suntem la împărtășanie, când ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. N-aș vrea să ne aducem aminte într-un mod superficial. Cei mai mulți oameni își aduc aminte, mai ales la Paște, într-un mod superficial și spune: da, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a fost pus pe cruce, a plătit pentru noi și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Este lucru mare să recunoști aceasta, dar oarecum parcă sună într-un mod superficial. Dar aș vrea să ne aducem aminte, pentru că aș vrea să vă spun ceva, până la cruce Domnul Iisus Hristos a plătit multe lucruri, până la cruce. Și pe Via Dolorosa s-au plătit multe lucruri până la cruce. Și bineînțeles că la cruce a fost punctul culminant, finalul lucrării Domnului Iisus Hristos. Dar până acolo s-a plătit multe și de cele mai multe ori oamenii nu și-aduc aminte de aceste lucrări. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în această dimineață că ziua praznicului azimilor, în care trebuia jertfite Paștele, a venit. Paștele erau, de fapt, sărbătoarea ieșirii Israelului din Egipt. Spuneam eu aici odată, cred că tot de Paște vorbeam, cred că anul trecut și spuneam că cuvântul acesta, cred că un cuvânt care spune cumva în greacă, într-o limbă greacă, ceva pască, cumva, care se referă că Îngerul Domnului, când a venit în țara Egiptului, când a fost trimis de Dumnezeu, simbolizează că a trecut peste Ținutul Gosen. Nu s-a oprit în Ținutul Gosen. A trecut peste acel ținut unde erau, de fapt, evreii și s-a dus în casele egiptenilor. Și dacă pentru Israel a fost o ieșire din Egipt în fugă și a scos oamenii și au spus: plecați, ieșiți afară de aici, că murim cu toții, pentru egipteni, a fost jale mare. A fost jale mare. Pentru că în fiecare casă, un întâi născut a decedat și a murit. Și ei, de 1000 de ani aici, când cuvântul acesta este spus, de 1000, cel puțin de 1000 de ani, sărbătoreau această sărbătoare. Și cu siguranță că Domnul Iisus Hristos a mai sărbătorit această sărbătoare. Nu era prima dată, a sărbătorit-o și când era copil, a sărbătorit și când era adult, dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos spune niște cuvinte diferite față de altă dată. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus Hristos i-a zis, El a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Și un detaliu care este foarte important și de cele mai multe ori creștinului: înainte de patima mea, înainte de suferințele mele, înainte de ceea ce mă așteaptă, nu știu cât au înțeles ucenicii din ceea ce Domnul Iisus Hristos le spunea. Dar Domnul Iisus Hristos le-a spus: mi-am dorit să le mănânc înainte de patima mea. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că își vă spun că de acum încolo nu vom mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ultima dată
când sărbătoresc Paștele cu voi. Cu alte cuvinte, anul ce vine pe vremea aceasta, dacă voi o să sărbătoriți și o să sărbătoriți probabil, eu nu o să mai fiu aici. Eu nu o să mai fiu de față cu voi. Nici la aceasta, nu știu cât o înțeles ucenicii, dar noi trebuie să ne aducem aminte. Apoi Domnul Iisus Hristos spune, a luat paharul acesta, spune așa, și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, le-a dat-o zicând, aceasta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Noi când facem aceasta aici, când ne împărtășim cu azima, cu trupul Domnului Iisus Hristos și când ne apropiem de rodul viței care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, o facem de fiecare dată spre pomenirea Domnului Iisus Hristos, să ne aducem aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut și ne-a poruncit. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, mai jos, ceea ce aș vrea să mă leg și de aceasta, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dragii mei, găsim în Sfânta Scriptură și în Cartea Genesei, cred că prin capitolul, în Cartea Exodului, cred că prin capitolul 12, că Dumnezeu la muntele Sinai a făcut de fapt un legământ, dar cu poporul Israel. În acest legământ, noi neamurile, celelalte popoare, nu făceam parte din acest legământ. Făceau doar evrei parte. Acolo la muntele Sinai le-a dat legi, le-a dat porunci, le-a promis o țară în care curge lapte și miere, dar o țară pământească, o odihnă oarecum, pentru trupurile lor, o odihnă pământească. Dar Domnul Iisus Hristos aici le vorbește ucenicilor că de fapt ce face El, trupul Lui și sângele Lui care vor fi date ca jertfă la Golgota, este un legământ. Este un legământ care înlocuiește pe cel vechi. Și acest legământ care Domnul Iisus Hristos l-a încheiat pentru noi, între El și Dumnezeu să ne împace pe noi, este mai bun decât legământul cel vechi. Dar aș vrea să vă spun, pentru legământul cel vechi, ca să stea în picioare, trebuia să se aducă jertfă. Și jertfele acestea le găsim. Mă uit la ceas pentru că vom începe slujba mai devreme astăzi. Le găsim în Cartea Evreilor, în capitolul 8 și 9. Găsim niște detalii despre legământul cel nou. Diferența aceasta mare. Pentru că spune așa, dar iată în capitolul 8 cu versetul 10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dar acest legământ, dragii mei, de care le vorbește Domnul Iisus Hristos, la baza lui nu mai putea să stea jertfele taurilor, al țapilor și al animalelor. Deci Dumnezeu la legământul cel nou care avea să-l împlinească prin Domnul Iisus Hristos cerea sânge sfânt. De aceea Domnul Iisus Hristos a coborât din ceruri și spune El, de aceea tu nu vei jertfe nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. Deci Domnul Iisus Hristos avea să-și dea El viața odată pentru totdeauna ca acest legământ să stea în picioare. Și aceste lucruri puteți să le găsim în, așa cum a spus în Cartea Evreilor, în Epistola lui Pavel către evrei, în capitolul 9, și aș vrea să citim din versetul 24. Dacă înainte preotul intra în templu, intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an și aducea jertfă pentru el și pentru popor, pentru păcatele din neștiință. Să fim foarte atenți. Nu pentru cele premeditate. Pentru cele premeditate trebuia să plătești.
pentru păcatele din neștiință care le făcea poporul și, bineînțeles, preotul. Dar aceasta se repeta în fiecare an și n-avea limită și n-avea niciun capăt, se repeta în fiecare an. Ei, Domnul Iisus Hristos, acest preot, intra în templu făcut de mâini omenești. Și în Sfânta Sfintelor, în care avea voie să intre odată pe an, odată numai preotul cel mare, odată pe an. Nu de două. Și de multe ori era legat cu ață de picior, în cască acolo, în prezența lui Dumnezeu, unde era chivotul și în chivot era ceea ce Dumnezeu le-a spus ca să pună, era azimă și era alte lucruri care toiagul lui Aron și alte lucruri erau acolo, era legat cu ață de picior, în cască se întâmplă ceva, în prezența lui Dumnezeu, cei care erau afară, din coace de perdea, să poată să tragă de sfoară, să-l tragă înapoi afară, ca nu cumva să intre și ei după el să-l ia de acolo, ca să pățească și ei să moară în prezența lui Dumnezeu. Pentru că era prezența lui Dumnezeu. Aceasta era un templu făcut de mâini omenești, care făcea parte din legământul cel vechi. Dar în legământul cel nou, despre care zice Domnul Iisus Hristos, să vedem ce spune în versetul 24 din Evrei, cu capitolul 9. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locașul preasfânt cu un sânge care nu era lui. Deci acest mare preot, așa cum am spus, intra o dată pe an cu un sânge, cu o jertfă care de fapt era o jertfă de animal. Domnul Iisus Hristos a intrat simbolic în cer cu sângele lui. Dar pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos a trebuit să pătimească pentru noi. Și El spune ucenicilor să faceți aceasta spre pomenirea mea. Am o întrebare pentru noi, să ne punem fiecare dintre noi întrebare. Când stăm la masa Domnului, cum stăm astăzi, despre ce vă aduceți aminte? Ce pomeniți în inima dumneavoastră despre Domnul Iisus Hristos? Așa cum am spus, bineînțeles că cel mai înalt punctul culminant este când Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce. Dar aș vrea să vă spun că în cartea prorocului Isaia găsim suferințele Domnului Iisus Hristos care niciun om nu a plătit și nu a putut să le plătească nici pentru el și nici pentru alții. Niciun făuritor de religii care le știți dumneavoastră și nu le știți, n-a plătit nici măcar pentru el. N-a plătit aceste lucruri care Domnul Iisus Hristos nu le-a plătit pentru el, ci le-a plătit pentru noi. Toți acești făuritori de religii, ei oarecum au stat puțin în s-au retras și au pus poveri pe umerii oamenilor, pe celor, pe onoriașii lui, lor. Dar Domnul Iisus Hristos, poverile oamenilor, să nu uităm aceasta. Poverile noastre le-a luat, a făcut invers ce fac ceilalți făuritori de religii. Le-a luat poverile noastre și le-a pus pe El. Și prin rănile Lui, noi suntem tămăduiți. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, aș vrea să vă duc înapoi în cartea prorocului Isaia, să vedem de ce să ne aducem aminte când stăm la cina Domnului. Cuvântul Domnului ne spune în capitolul 53, bine cunoscutul acest capitol, câteva versete vorbesc aici și spune disprețuit și părăsit de oameni. Un lucru foarte important să ne aducem aminte la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos a fost disprețuit. A fost disprețuit. Poate atunci când Domnul Iisus Hristos făcea minuni, poate atunci când a ajutat pe oameni, poate mulțimea toată era live după el, vrea să beneficieze de mana binecuvântată din mâna Domnului Iisus Hristos. Dar a venit o vreme. A venit o vreme. Zice, părăsit de oameni, inclusiv de ucenicii lui, Domnul Iisus Hristos a fost părăsit. A fost părăsit. A fost disprețuit. A fost batjocorit. Putem să vedem mai jos aici. Spune, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Dacă luăm în mod literar, Domnul Iisus Hristos n-a fost o persoană cât era pe pământ,
ca să atragă privirile, așa ca și cum e o persoană, eu știu, de 2 metri și nu știu cum, care atrage privirile tuturor oamenilor în jurul lui. Domnul Iisus Hristos nu spune cuvântul că ar fi fost o persoană de genul acesta, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că îi atragea pe oameni prin puterea cu care lucra și minunile care le făcea. Dar spune că la un moment dat a fost așa de disprețuit de ce întorceai fața de la el. Parcă nu mai vedea în el ceea ce era înainte. Știți când a fost aceasta? După ce a fost prins și a fost dat în mâinile ostașilor, ostașii l-au luat și l-au batjocorit. L-au scuipat. Să ne aducem aminte de toate aceste detalii. Domnul Iisus Hristos a fost scuipat pentru noi. I s-a smuls barba. I s-a pus o cunună pe de spin. I s-a pus o cămașă pe el, strălucitoare. Soldații dădeau palme și spune cine te-a lovit. Să închidau înaintea lui în bătaie de joc. Să ne aducem aminte de toate acestea. De ce spun? Pentru că prea de puține ori să spune aceste lucruri. Și când a fost adus în fața oamenilor, ar vrea să vă spun ceva, ceea ce cred personal. Domnul Iisus nu mai avea înfățișarea care avea înainte. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. Era așa de disprețuit că se întorcea în fața de la el. S-au fi întrebat oamenii, cei care au beneficiat de pâinea lui, de peștele lui, de minunile lui, s-au fi întrebat, dar este oare același? Era, este același, parcă nu mai este același. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Să ne aducem aminte, dragii mei, de acest lucru. Totuși el spune cuvântul lui Dumnezeu, acel disprețuit, acel nebăgat în seamă, spune cuvântul lui Dumnezeu, totuși el suferințele noastre le-a purtat. Suferințele noastre și trupești. Și în inima, în păsările le-a purtat și le-a luat asupra lui. Să ne aducem aminte de aceasta. Și noi am crezut, oamenii aceia din vremea aceea, cei care stăteau și se uitau la el când l-a prezentat și a spus, iată omul, și noi care ne reprezintă oamenii aceștia, și noi ne includem acolo. Am crezut și au crezut oamenii, era pedepsit și lovit de Dumnezeu. Așa au crezut oamenii. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dar el era străpuns pentru păcatele noastre zdrobit, pentru fără de legile noastre. Dragii mei, să ne aducem aminte de aceste lucruri. El era străpuns și zdrobit pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre. Să ne aducem aminte, dragii mei, că în această dimineață, dacă ai pace în inimă și dacă ai pace în familie și dacă ai pace cu Dumnezeu, dacă ești în păcat cu Dumnezeu, este că Domnul Iisus Hristos a plătit El pentru această pace. Am fi fost în stare să plătim? A plătit El pentru această pace. De aceea când suntem la masa Domnului, să-L pomenim ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, să pomenim aceste lucrări, toate aceste lucrări au fost până la cruci. Dar la cruce și pe Via Dolorosa, Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit și pe cruce sus a fost batjocorit de soldați, de trecători, de toți care și până de tâlhari, care tâlhărea oameni și era pus în acea soartă. A fost batjocorit. Dragii mei, ne-am adus aminte de lucrurile acestea așa, vreodată sau de cele mai multe ori, așa numai superficial. Să ne aducem aminte de aceasta. Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus și cum am citit din cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, să vă aduceți aminte de mine. Să vă aduceți aminte că am luat o pâine,
a înfrânt-o și v-am dat-o să mâncați. Și această pâine reprezintă trupul meu, spunea Domnul Iisus Hristos, care se frânge pentru voi, la Golgota. Care se va jucuri pentru voi la Golgota. A luat un pahar și l-a dat și a spus, beți toți din el, este sângele legământului celui nou. Acolo când a fost pus la Golgota, aș vrea să vă spun că soldații romani n-au știut ce fac. L-au bătut în cuie și sânge nevinovat a curs din mâinile lui. Am văzut undeva, oarecum un documentar despre moartea pe cruce și spunea niște specialiști din vremurile noastre și apoi o să mă opresc și o să trecem la actul care îl avem astăzi. Spunea, una dintre moartea pe cruce este una dintre cele mai crunte pedepse care putea să primească un om vreodată. Spunea, atunci când omul este pus pe cruce, bătut în cuie, în mâini și în picioare, de fapt el nu moare pentru că i s-au bătut mâinile pe lemn. Spunea, moare din sufocare. Este o moarte așa de lentă, cum nu se poate. Spune, pentru fiecare suflare trebuie să faci un efort ca trupul ca să tragă aer. Și spunea, până la urmă, toată energia din tine, toată se epuizează stând acolo pe cruce, stai și 2 zile pe cruce, spunea. Toată energia din tine curge, se epuizează și nu mai ai putere să tragi suflare. Să tragi un pic de aer, nu mai ai putere. Și spunea, din cauza aceasta mureau cei care erau condamnați pe cruce. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, să ne aducem aminte că a murit pe cruce pentru noi. Să ne aducem aminte că n-a avut nicio vină. Să ne aducem aminte că n-a avut nicio vină. Chiar dacă oamenii pe vremea aceea au crezut că este pedepsit de Dumnezeu și lovit, spune cuvântul, El era pedepsit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Lăudați să fie numele Domnului. Să ne aducem aminte de aceasta. Aici la cină și în toate zilele când vom trăi pe acest pământ, să ne ducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, aș vrea să trecem la actul împărtășirii și aș vrea să vă spun că aș vrea să ne plecăm pe genunchi, în care să facem o rugăciune înainte, în care să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. În care să ne mărturisim lui Dumnezeu. Dacă avem păcate, dacă avem greșeli, dacă avem stângăceri, dacă avem lucruri care ne apasă în inimă, să le mărturisim lui Dumnezeu să ne ierte, să ne dea putere să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Pentru că cine se apropie primește viață. Și vreau ca biserica noastră în această dimineață să primească viață. Nu? Așa spunea Domnul Iisus Hristos, cine nu mănâncă și nu bea, nu are viață în el însăși. Și apoi cei care se împărtășesc vor rămâne pe genunchi în continuare, iar cei care nu se împărtășesc se vor așeza pe scaun și în timpul acesta frații poate vor cânta o cântare. Să ne plecăm la rugăciune.